calității arhitecturale, după cum putem cu toții să observăm. Ne aflăm în anul european al patrimoniului cultural și mi-aș dori ca acest proiect de succes să inspire și alte autorități publice în a se angaja în demersuri similare. Blajul este cetatea care a prefigurat Marea Unire. De astăzi, prin frumoasa simbolistică a consacrării europene a renașterii Palatului Cultural, Blajul este și unul dintre acele locuri de unde Europa culturii, a diversității și toleranței se vede mai bine și mai clar ca proiect și destin comun al tuturor cetățenilor ei. Doamnelor și domnilor, aici, în mica Romă a Transilvaniei, cinstim momentul istoricei adunări naționale de la Blaj, când din 40.000 de pieturi s-a auzit la unison un singur strigăt: noi vrem să ne unim cu țara. Cea mai puternică aspirație a Revoluției de la 1848, unirea românilor într-un singur stat, s-a împlinit 70 de ani mai târziu prin viziunea elitelor și jertfa a sute de mii de români. Cu toții au fost dedicați unui fundamental proiect politic: dezvoltarea unei țări cu instituții europene, consolidate pe valori politice occidentale.